Salutare, oameni buni, și da, m-am întors. Știu că n-am mai postat de vreo 2 luni, dar am avut o problemă cu laptopul. Sunt multe chestii care s-au petrecut în timpul ăsta. M-am gândit totuși să încep cu ceva mai soft. Pentru cei ce nu știți, recent, Curtea Constituțională a decis definitiv că titlul de doctor poate fi retras de Ministerul Educației doar dacă nu a intrat în circuitul civil și nu a produs efecte juridice. Ăsta a fost un citat. Adică, cu alte cuvinte, dacă îți plagiezi doctoratul și nu ești prins când faci doctoratul respectiv, ci să zicem peste 1, 2, 3, 4, 5 ani, rămâi doctor și cu toate beneficiile de pe urma doctoratului. Ca să înțelegeți ce vreau să zic, e ca și cum unul a comis o crimă și, dacă nu e prins atunci când o comite, scapă de pârnaie, chiar dacă toate dovezile arată că el a comis-o. Știu că e un exemplu mult mai grav și mai exagerat, dar principiul e același. Și astfel rămân doctori toți analfabeții care și-au plagiat doctoratele. E un rahat, dar aia e. Așa a hotărât Curtea Constituțională. Dar, în cazul ăsta, studenții și elevii de ce sunt sancționați, în unele cazuri chiar cu exmatricularea, dacă profesorilor pot fi plagiatori? Ba mai mult, să aibă și salarii duble de pe urma plagiatului. Că, pentru cei ce nu știți, doctoratul îți dă jumătate din salariu sau ceva de genul, un plus. Din punctul meu de vedere, și cred că din punctul de vedere al fiecărui om sănătos la cap, plagiatul e furt. Furt intelectual, dar tot furt. Iar cei care au plagiat trebuie trași la răspundere ca pentru orice alt tip de furt, pentru că ai de câștigat de pe urma plagiatului ăla. Voi ce părere aveți despre toată treaba asta? Știu că a fost un clip mai scurt, dar a fost așa, de încălzire. Nu uitați să-mi spuneți în comentarii despre ce altceva ați mai vrea să fac clip. Eu am fost Diorpaneus, ne auzim la clipul următor. Salut!